Prego general! Prego general! Prego general! Doar urgențele vor fi tratate azi în spitalele din România. Numai o treime din personalul medical va fi la serviciu luni pentru a trata urgențele. De asemenea, intervențiile chirurgicale au fost amânate și nicio operație care nu este urgentă nu va fi realizată. Aproximativ 80.000 de cadre medicale, dar și personal tehnic au încetat azi dimineață lucrul și au intrat în grevă generală pe o perioadă nelimitată. Ne cerem scuze anticipat față de toți pacienții care într-un fel sau altul vor fi afectați de acțiunile noastre și facem apel la fiecare dintre aceștia să aibă minimă răbdare și înțelegere față de colegii noștri care nu doresc decât să reclădească demnitatea lucrătorilor din sistemul sanitar public de stat. A transmis Federația Sanitas cu câteva zile înainte de a declanșa greva generală în spitale. În toată țara, cadrele medicale au protestat pe holurile spitalelor sau au ieșit în stradă să își ceară drepturile. Membrii Sanitas sunt nemulțumiți că în noua grilă de salarizare nu a fost cuprins și personalul tehnic, funcționarii publici din direcțiile de sănătate publică sau personalul medical din creșe și grădinițe. Soluția propusă de sindicate a fost de includere a modificărilor în ordonanță atunci când aceasta va fi dezbătută în Parlament. Sindicaliștii mai cer și calcularea sporurilor la nivelul salariului din 2016 și nu la nivelul salariului din 2009, cum este calculat în prezent. De asemenea, Sanitas mai cere reducerea diferențelor salariale între asistenții medicali cu studii post-liceale și cei cu studii superioare și reducerea diferențelor de salarizare între spitalele clinice și neclinice. Până să ajungă la greva generală, membrii Federației Sanitas s-au pichetat sediile Ministerului Muncii, Finanțelor și Sănătății, iar în 11 octombrie sediul Parlamentului. În 12 octombrie sindicaliștii au intrat în grevă japoneză, iar în 19 octombrie în grevă de avertisment cu întreruperea activității timp de 2 ore.